Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vizionați un interviu în exclusivitate. Invitatul emisiunii de astăzi este ministrul Sănătății, doamna Ruxandra Glavan. Bună ziua, doamna ministru, și vă mulțumesc că ați găsit timp pentru telespectatorii postului nostru de televiziune. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ieri ați prezentat prioritățile de dezvoltare ale sistemului sănătății și anume ați vorbit despre serviciile de medicină primară. Se va schimba ceva în medicină primară? Va lucra un fel în alt mod, cumva, centre medicale de familie? Ceea ce am lansat ieri, de fapt, a fost un nou pas în a comunica mai eficient cu cetățenii. Și am spus-o și ieri și o să repet de fiecare dată când voi fi întrebată. La Ministerul Sănătății s-a muncit și se muncește mult în domeniul elaborării politicilor, proiectării reformelor, așa ca cetățenii să simtă o altă calitate în sistemul de sănătate. Dar de multe ori, gafa autorităților este faptul că nu comunică suficient cu cetățenii și nu instruiesc cetățenii care sunt regulile de joc ca ei să poată să acceseze. De aceea, campania de comunicare pe care ne-am propus-o vizează câteva, primele trei subiecte importante. Unul din ele este rolul medicului de familie. După lungi discuții și audiențe cu cetățenii, m-am prins de fapt că natura de multe ori a nemulțumirilor acestora nu este legată de anumite chestiuni sau de probleme în fond. Este legată de faptul că oamenii nu cunosc ce ar trebui să facă în anumite situații și nu înțeleg care este rolul medicului de familie. Probabil aceste chestiuni ar fi trebuit implementate odată cu implementarea medicinii primare și a medicului de familie, dar înțeleg că și atunci poate au existat prioritățile un pic setate altfel. De aceea, prin această campanie, în primul rând, vrem să informăm populația despre rolul medicului de familie, despre faptul că atunci când are o problemă trebuie să meargă în primul rând la medicul de familie, că este extrem de important în primul rând pentru cetățean, pentru potențialul pacient, să aibă un medic de familie în care să aibă încredere și relația dintre medic și pacient să fie una de confidență, una sănătoasă, pentru că doar în așa mod medicul de familie poate fi cu adevărat util acelui pacient. Totodată ne propunem ca să instruim oamenii despre drepturile lor de acces la medicamente compensate și gratuite. Am constatat că nu toată lumea știe ce trebuie să facă pentru a obține medicamente compensate și că iarăși medicul de familie este primul. Și de aceea, începând din februarie 2017, ne vom concentra periodic să avem spoturi video, spoturi audio la radio, să folosim rețelele de socializare, dar și prin intermediul presei, să instruim pe de o parte pacienții care sunt drepturile lor, pe de altă parte, evident, ca elaborator de politici, vom interveni și în activitatea medicilor de familie. Este adevărat că astăzi un medic de familie este supraîncărcat, el are, pe lângă sarcina pe care o are să comunice și să lucreze cu pacientul, are foarte multe rapoarte, dosare de pregătit, de aceea ne vom concentra ca pe parcursul acestui an să finalizăm și să dăm în exploatare sistemul informațional medicina primară, care va elibera medicul de lucrul și de înscrisurile care pierd foarte mult timp, iar timpul pe care îl va elibera să fie dedicat pentru pacient și mai ales pentru lucrul profilactic și vizitele profilactice. Dumneavoastră ați axat în răspunsul dumneavoastră despre lucrurile medicilor de familie, dar în centrele sunt foarte multe locuri vacante a specialiștilor. Deci pediatri, cardiologi, neurologi, nu știu, și nu numai în Chișinău, dar chiar mi sper că și mai mult în Republica. Ce se face în domeniul acesta? Cum se ministerul vede rezolvarea problemei acestea? Să știți că problema dezvoltării resurselor umane și a asigurării țării cu resurse umane nu este specifică doar pentru Republica Moldova. Este o situație care se atestă în toate țările și vreau să vă spun că chiar și în acele unde salariile sunt foarte bune, există o tendință de exod a medicilor, atât medicilor de familie, cât și a specialiștilor. Tocmai pentru că această problemă există, Organizația Mondială a Sănătății a ridicat acest subiect la cel mai înalt nivel și în anul 2016, la nivelul cel puțin regiunii europene, practic fiecare țară a început să aprobe strategii naționale de dezvoltare a resurselor umane. Vreau să spun că Republica Moldova a fost una printre primele țări care a dezvoltat o asemenea strategie și începând cu aprilie 2016 este
aprobată. Ce înseamnă o strategie? De fapt, înseamnă un plan scris pentru 10 ani înainte, care spune clar ce ar trebui să facă autoritățile în diferite domenii ca să reușim să creștem specialiști și să-i menținem acasă. Sunt câteva acțiuni legate de creșterea continuă a salarizării pentru a asigura, din punct de vedere financiar, o decență și o satisfacție pentru medici și lucrători medicali. Există intervenții care trebuie făcute la capitolul pregătirea acestor specialiști, educația medicală continuă, pentru că un medic nu poate fi mulțumit doar cu salariul. El trebuie să aibă perspectiva perfecționării și creșterii profesionale și, nu în ultimul rând, calitatea locului de muncă. Deci dacă vrem să putem să menținem specialiștii, pe lângă faptul că trebuie să le oferim o perspectivă financiară și o perspectivă de dezvoltare profesională, autoritățile sunt obligate să-i pună la dispoziție toate resursele, echipamente, utilaje, medicamente care să îi permită să ofere servicii medicale de calitate. Nu este o muncă deloc ușoară, dar ne străduim și credem că prin măsurile care vor fi implementate în următorii ani să reușim să motivăm tinerii specialiști să rămână acasă și să accepte biletele de trimitere atunci când Ministerul Sănătății îi orientează să meargă în raioane. Un rol important în această situație o au și autoritățile publice locale, pentru că astăzi fondatorii atât a medicinii primare cât și a spitalelor în raioane, în municipii, sunt autoritățile publice locale. Există o hotărâre de guvern care prevede expres și obligațiuni pentru autorități. Deci ministerul, pe de o parte, pregătește specialiștii și le dă bilet de trimitere în raionul respectiv, iar asigurându-le achitarea indemnizației și anumite facilități, iar alte facilități, cum ar fi acordarea locuințelor pentru tineri specialiști sau indemnizații suplimentare din bugetele locale, le revin autorităților publice locale. Și chiar în acest sens vreau să spun că în 2016 noi am făcut un exercițiu relativ complicat, dar care ne-a reușit, atunci când practic toți absolvenții Universității de Medicină au fost invitați la minister, aici le-au fost înmânate diplomele și biletul de trimitere pentru a merge într-o autoritate, într-un raion. Acolo unde autoritățile publice locale și-au dat interesul, au identificat resurse suplimentare, acolo lucrurile au mers bine. Spre exemplu, în raionul Rezina, consilierii raionale au luat decizia să ofere o indemnizație unică pentru fiecare medic tânăr specialist câte 5.000 de lei, suplimentar la acele indemnizații care le oferă Ministerul Finanțelor. Au identificat resurse și le-au oferit locuințe gratuite pentru perioada acestor 3 ani. Deci, concluzia este că de aprovizionarea țării cu medici este responsabilă întreaga guvernare, Ministerul Sănătății pe de-o parte, autoritățile publice locale și toate politicile statului trebuie să fie orientate în a motiva și a oferi încredere și optimism pentru ziua de mâine. Și nu de mult în presă o prută informație în care spune că ambulanța a fost solicitată justificată anul trecut doar la 28% din cazuri. De ce se întâmplă așa? Să știți că serviciile de urgență și solicitările ambulanțelor chiar constituie o problemă pentru Ministerul Sănătății, o problemă din mai multe privințe, din privința lipsei asigurării și dotării cu număr necesar de ambulanțe sau cele care sunt moral depășite și nu corespund necesităților care există, prin prisma faptului că tot mai puțin medici și tineri specialiști vor să meargă să muncească în urgență și atunci suntem nevoiți să ne descurcăm cu fel și să schimbăm într-un fel paradigma, să luăm tineri specialiști care absolvesc colegiile de medicină și să-i orientăm să meargă în serviciul de urgență. Dar faptul că oamenii, iarăși nefiind informați, necunoscând cum ar trebui să procedeze, de foarte multe ori, atunci când este cazul să meargă la medicul de familie, ei accesează serviciile de ambulanță. Dacă e să facem analiza, practic resursele sistemului de urgență și ale ambulanțelor sunt foarte prost direcționate astăzi, tocmai pentru că există aceste solicitări. Și o să vă dau un exemplu, dacă să intrăm mai în detalii. Sunt situații diferite. Cineva nu vrea să meargă ziua dimineața la serviciu, cel mai simplu e sună la ambulanță, mă doare capul, mă doare, am o durere abdominală, urgența, ambulanța vine, constată că nu s-a întâmplat nimic și pacientul la urmă întreabă și îmi eliberați un concediu medical să nu plec astăzi la serviciu, deci era evident că de fapt omul și-a dorit altceva. Logic și simplu și absolut firesc în această situație, dacă s-a
a apărut o problemă, trebuia telefonat medicul de familie, care, chiar dacă are programări, atunci când un pacient de pe lista lui sună că are o urgență, în 2-3 ore îi face o fereastră între programări, îl consultă și dacă medicul de familie consideră că este cazul de spitalizare, atunci medicul de familie este cel care eventual îi oferă o bilet de trimitere la spital, îi oferă concediu medical pentru a-și face tratamentul la domiciliu sau în ambulator, sau cheamă ambulanța pentru a-l transporta la spital în cazul în care este o urgență. Așa trebuie să aibă loc lucrurile. De multe ori, atunci când există pacienți cu boli cronice, hipertensiune arterială sau pancreatite cronice, atunci când are loc o acutizare a unei boli cronice pe care pacientul o știe, de foarte multe ori atestăm că se sună la ambulanță, se insistă, vrem să veniți imediat, ori rolul ambulanței este cu totul altul. Ambulanța, serviciul de urgență trebuie să intervină acolo unde există pericol vădit, real, pentru viață. Vorbim despre accidentele rutiere, despre traumatisme, despre tot ce înseamnă stări acute. Chiar dacă e vorba de o durere abdominală, dar este una acută la o persoană care cunoaște că este sănătoasă, atunci este cazul să sunăm la ambulanță. Încă un motiv pe care l-am constatat de multe ori, mai ales persoanele vârstnice, apelau ambulanța și le solicitau medicilor să le ofere medicamente gratuit. Și atunci, politicele pe care ne-am orientat în 2016 era tocmai de a revizui lista de medicamente compensate și gratuite pentru a tăia din dorința oamenilor ca scop final să obțină medicamente, să cheme ambulanța sau să meargă în spitale și să insiste să fie internat în situația în care poate nu era cazul. Dar poate este și a doua problemă, că practic imposibil, mai ales în sezonul rece, de a ajuns la medic de familie, cel puțin trebuie de așteptat 5 zile, 6 zile, atunci când ai febră 38-39. Este exact situația despre care vă spuneam. A fost lacune de comunicare, pentru că pacienții trebuie să cunoască medicul de familie este cel care trebuie accesat primul. Dacă este febră 38, este o stare virală, o infecție respiratorie, primul care trebuie telefonat este medicul de familie. El, chiar dacă are planificat, el este obligat să găsească timp sau să vă primească după program, să se clarifice. Deci, în foarte multe cazuri, lucrurile pot fi rezolvate la nivelul medicului. Deci foarte mult aici depinde și de calitatea personală a medicului. Exact, aveți perfectă dreptate aici și în debutul campaniei noastre am spus că rolul medicului de familie este unul extrem de important și relația de încredere a medicului de familie cu pacientul este cea care va determina, de fapt, starea de sănătate a pacientului, încrederea pacientului în sistem. Înțeleg foarte bine că, mai ales în localitățile rurale unde există un singur medic, populația nu are posibilitatea de sau fizic de a-și schimba medicul de familie, pentru că s-ar putea în satul respectiv, în comuna respectivă, să nu existe un alt medic. Cu toate acestea, autoritățile au prevăzut dreptul la liberă alegere. Cetățeanul este liber să-și aleagă oricare medic, din oricare localitate, din oricare sector al municipiului Chișinău. Important este ca atunci când a făcut alegerea, el să fie omul în care să aibă încredere pacientul și la care să se adreseze ori de câte ori este nevoie. Câteva întrebări încă cu privire la ambulanță mai am. Parcul mașinilor este învechit. Este prevăzut în bugetul pe 2017 procurarea a noilor mașini speciale? Da, noi în 2016 am elaborat pentru prima dată un program național aprobat la nivelul guvernului cu privire la dezvoltarea serviciilor de urgență, tocmai reieșind din situația precară în care este astăzi acest serviciu, ori câteva lucruri au fost făcute, cum ar fi instituirea unei singure persoane juridici, consolidarea acestei în punct de vedere juridic, dar fără resurse financiare, cel puțin pentru a asigura ambulanțe, lucrurile nu se pot mișca înainte. Pentru anul 2017, în cadrul acestui program, există prevăzută o sursă financiară, parțial trebuie să acopere bugetul de stat, parțial fondurile Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, dar vreau să spun că noi nu ne oprim aici. Practic fiecare discuție și întâlnire pe care eu ca ministru o am cu partenerii de dezvoltare și cu potențialii parteneri, le explic situația în care s-a pomenit ambulanțele cu mașini învechite și practic lipsă la 30% din aceste mașini, motiv și din care plus solicitările neargumentate creează o situație extrem de dificilă atunci când chiar este nevoie de o urgență. Pentru anul 2017 noi ne propunem, sau cum a fost împărțit programul, ne propunem anual să reușim să schimbăm circa 100 de ambulanțe. Deci în 4 ani ar însemna
400 de ambulanțe noi cumpărate, eliminarea din circuit a celor actuale și în așa mod să asigurăm acea bază tehnico-materială care este necesară. Îmi doresc foarte mult ca dezideratul pe care îl avem, cu sprijinul financiar a celor care i-am nominalizat, să fie realizat în acest an. Deseori noi așteptăm ambulanța 40-50 de minute. Dumneavoastră ați menționat cazuri, de ce? Dar mai am încă o întrebare. Poate mai este încă o parte? Sunt puține echipaje sau sunt echipaje destul? Vă spuneam anterior că din cauza presiunii mari psihologice care există în cadrul acestui serviciu, tot mai puțin și mai puțin medici vor să vină să muncească pe ambulanțe. Echipaje sunt puține, mașini sunt puține și atunci cu atât mai mult este extrem de importantă filtrarea cazurilor celor care sună la ambulanță. De multe ori am văzut comentarii pe rețele de socializare sau prin presă, precum că am așteptat ambulanța 2 ore, nu au venit, sau am sunat la ambulanță, m-au consultat și nu au mai venit. Tocmai pentru că dispecerul are un algoritm de a pune anumite întrebări și aș da seama ce se întâmplă cu pacientul, el este în drept să categorisească chemarea, tipul de ambulanță care trebuie să ajungă. În condițiile în care avem puține echipaje și puține mașini, atunci când spuneam, sună cineva și spune că îl doare capul la ambulanță, aceasta nu este o situație în care trebuie să ajungă mașina neapărat acolo. Intervențiile pe care trebuie să le facem în domeniul dezvoltării serviciului de urgență țin atât de baza tehnico-materială, dar cum și spuneam mai sus, orientarea tinerilor specialiști, mai cu seamă asistenți medicali și felceri, cu pregătire specială pentru serviciile de urgență. Eu vreau să spun că în întreaga lume, pe mașinile de ambulanță, practic nu mai lucrează medici. Doar pe reanimobile, pe mașinile specializate de terapie intensivă, lucrează un medic, dar locul lui de bază este un spital. Atunci când este necesar, el iese din spital, se urcă în mașina ambulanță dotată special și merge la locul accidentului. Așa ne vom orienta și noi, pentru că tendințele și preferințele medicilor în materie de selectare a specialității, din păcate, nu sunt în favoarea medicinei de urgență. Dumneavoastră ați menționat despre preparate compensate. Deci anul acesta este suma de 522 de milioane de lei, o sumă extraordinar mare. Dar mai sunt întrebări, poate îndoieli, nu știu dacă sunt justificate cu privire la calitatea medicamentelor acestea. Foarte bună întrebare. Să știți că de multe ori sunt în situația în care sunt întrebată, dar medicamentele care vin în Republica Moldova sunt calitative, dar cele care, spre exemplu, sunt câștigate pe licitație, dacă obțineți prețuri mici, sunt calitative. Aceste dubii vin și din partea pacienților și din partea multor medici care fie nu sunt informați sau fie, într-adevăr, pe parcursul activității poate au sesizat anumite diferențe. Eu vreau să explic pentru toată lumea cum are loc procedura de admitere pe piață a unui medicament. Deci, pe lângă faptul că medicamentul este autorizat, înregistrat, se prezintă toată documentația din partea producătorului care oferă posibilitatea specialiștilor noștri să verifice și să confirme, după obținerea certificatului de înregistrare, au loc procedurile de import. La fiecare partidă de medicamente care se importă în Republica Moldova, aleatoriu se extrag câteva cutii de aceste medicamente și obligatoriu trec procedurile de verificare a calității. Niciun medicament nu ajunge în farmacii sau în spitale dacă nu posedă certificatul de calitate eliberat de laboratorul Agenției Medicamentului. Procedurile sau verificările pot fi mai simple sau mai complexe, dar întotdeauna se verifică bioechivalența, care demonstrează de fapt că produsul respectiv conține substanța activă respectivă în cantitățile respective, care poate produce un beneficiu terapeutic. Aici este răspunsul referitor la calitate. Evident, noi nu putem să neglijăm faptul, chiar recent am văzut că, din păcate, în Republica Moldova mai ajung medicamente pe cale ilicită. Fie le aduc pe cale terestră prin zona transnistriană sau din Ucraina, fie încearcă să le aducă prin aeroport. Vreau să vă spun pe această cale că Ministerul Sănătății contează foarte mult pe serviciul Poliției de Frontieră și celor care trebuie să ne ajute să oprim și să contracărăm transportul și vânzările ilicite de medicamente.
Revenind la lista de medicamente compensate, într-adevăr, bugetul pentru acest an este alocat în sumă de 522 de milioane de lei. Anul trecut el a crescut cu 150 de milioane, deci era aproximativ 350 de milioane în 2015. Noi intenționat facem aceste alocări suplimentare pentru medicamente compensate, pentru că, v-am spus, studiile arată numărul de internări neargumentate în spital, la insistența pacienților, când medicii îi explică omului că nu te putem interna pentru că diagnosticul pe care îl aveți dumneavoastră nu corespunde stării de sănătate pentru a fi internat, nemulțumiri din partea pacienților, precum că ei se refuză internare. Adevărul era că, de o parte, cei din sistemul de sănătate încercau să direcționeze pacientul la medicul de familie să-și primească acolo tratamentul, pacientul insista să fie internat în spital pentru a beneficia de medicamente. Dar cheltuielile pentru sistemul de sănătate atunci când pacientul neargumentat ajunge în spital nu țin doar de medicamente. E vorba de alimentație, e vorba de condițiile de cazare, apă, lumină, care într-un final au adus și povara financiară și spitale înnecate în datorii într-o perioadă, dacă țineți minte, în 2015. Acest lucru, cum vă spuneam, a fost făcut intenționat. Lista de medicamente compensate a fost dublată în octombrie 2016 și va fi revizuită în continuare și vor fi adăugate noi medicamente și pe parcursul anului 2017. Adevărat este că nu toate medicamentele pot fi oferite gratuit și nu toate pot fi compensate la cote maxime, 90 sau 80%, dar intenția noastră este că odată cu mărirea listei de medicamente compensate să revizuim sumele fixe care sunt compensate pentru una și aceeași substanță activă și atunci să-i oferim pacientului posibilitate. Medicul prescrie o denumire comună internațională de medicament. Pacientul când merge la farmacie, îndemnăm oamenii să întrebe farmacistul să-i ofere toată gama de medicamente care conține această substanță activă și să explice omului că, de exemplu, acesta este cel mai ieftin medicament care trebuie să adăugați, spre exemplu, 7 lei din buzunar, iar pentru acesta 10 lei, pentru acesta 20. Și atunci decizia să fie a pacientului în funcție de banii pe care îi are disponibil în buzunar. Anul acesta costul poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală a rămas fix același care a fost și anul precedent, dar s-a schimbat lista serviciilor medicale prestate în baza poliției medicale. Mai mult ca atât, pentru mine chiar a fost o surpriză când am văzut includerea procedurii in vitro. Doamne, Mesto, de ce a apărut așa idee? Cui aparține? Eu știu că sunt peste aproximativ 140 de familii care nu pot să aibă copii, da? Acum în Moldova e problema, eu înțeleg tot, dar totuși mai sunt, în ce țări tot așa se mai procedează așa? Da. Referitor, foarte bună legătura pe care dumneavoastră ați făcut-o, costul poliției în acest an nu s-a majorat și este iarăși o intenție pe care am lăsat-o noi, o intenție pentru a-i motiva pe cei care trebuie să se asigure obligatoriu conform legii să o facă, pentru că le-am demonstrat că începând cu 2016 valoarea poliției de asigurare este cu totul alta. Dacă ai poliță, ai acces la mai multe medicamente compensate. Dacă ai poliță, ai acces la mai multe servicii, inclusiv și serviciul de fertilizare in vitro. Eu vreau să spun că această intenție a noastră este una asumată și este pentru anul 2017. Cu siguranță, pentru viitor, lucrurile vor trebui să fie revăzute, pentru că 4.056 de lei sau, dacă mai aplicăm și reducerile, până aproape 2.000 de lei pentru un an de zile, este o sumă mult prea mică față de cheltuielile care urmează să fie acoperite de poliță. Cât ține de fertilizarea in vitro, eu vreau să vă spun că această prevedere legală a existat din 2012, precum că statul trebuie să ofere servicii de fertilizare in vitro, evident în măsura bugetelor care sunt disponibile. Dar era imposibil de aplicat pentru că legislația prevedea anumite clauze discriminatorii care erau legate de veniturile persoanei asigurate. Ori noi am considerat că nu trebuie să existe discriminare între veniturile persoanei asigurate. Dacă ești asigurat, dacă plătești contribuții sau ți-ai cumpărat polița, atunci tu ai aceleași drepturi indiferent de salariul pe care îl ai. Mai exista și o clauză abuzivă că dacă salariul tău este mic, atunci tu aveai dreptul să ai fi avut dreptul să beneficiezi de servicii de fertilizare in vitro. Și atunci oamenii care au salarii mari și plătesc contribuții mari își puneau întrebarea de ce nu pot să beneficiez și eu. Pornind de la această premiză, am analizat legislația, am propus schimbarea acesteia cu excluderea tuturor formelor de discriminare, dar și cu prevederea faptului că la aceste servicii au drepturi doar
cuplurile asigurate, nu și cetățenii care nu sunt asigurați, și acum suntem la etapa de finalizare a regulamentului, care va spune clar, de fapt, ce analize medicale trebuie să facă cuplul, unde trebuie să se adreseze, care vor fi costurile care vor fi suportate de către stat. Adevărul este că nu doar 140 de cupluri au nevoie. Datele noastre arată că 40.000. Da. Da, 140.000 ar fi suma globală sau cifra globală pe Republica Moldova, dar anual circa 1.500-2.000 de cupluri ar putea beneficia de o șansă în plus prin fertilizare in vitro. Evident că noi nu vom putea, cel puțin la început, să oferim aceste proceduri completamente gratuit. Și evident nu pentru toată lumea. În conceptul nostru, fondurile de asigurare în medicină vor putea asigura costul procedurii, care este circa 32.000 de lei. În rest, costurile suplimentare vor fi suportate, cum ar fi medicamentele sau alte manipulații, dacă vor fi necesare, vor fi suportate de către cuplu. 1. 2. Vor exista criterii foarte clare din punct de vedere medical. Va fi asigurată o singură procedură, pentru că există mai multe situații când ea trebuie repetată. Dacă, din păcate, a ieșuat prima dată, statul va oferi o șansă în plus unui alt cuplu. Fiecare țară, în dependență și de sistemele de asigurări pe care le au, au diferite abordări. Există state în care se plătește parțial prima procedură, așa cum vrem să facem noi, spre exemplu în Italia. Există alte țări europene în care toate procedurile sunt absolut gratuite, un număr nelimitat de încercări, dar acolo și costul poliței este de 800-900 de dolari, deci sunt lucrurile absolut corelate. Pentru noi era important să pornim acest mecanism, să oferim acest drept și să oferim o șansă în plus familiilor care au nevoie de acest lucru. Cu toate că Ministerul lucrează la strategia de dezvoltare, strategia de sănătate a reproducerii. Nu este nimic mai simplu și mai ieftin decât să previi o anumită infertilitate. De aceea rezolvăm calea cu acces la anumite servicii, dar eforturile Ministerului și autorităților se vor concentra pe prevenirea fertilizării, pe prevenirea infertilității, pe creșterea unei și educarea unei generații sănătoase inclusiv, care va ști că trebuie să se protejeze și să prevină infecțiile cu transmitere sexuală, pentru că acestea în timp pot aduce la infertilitate. Educația sexuală pe care tineretul trebuie să o aibă pentru a își proteja sănătatea și, cel mai important, explicarea tuturor actorilor societății, inclusiv și părinților care refuză anumite vaccinuri pentru copiii mici, să fie conștienți că anumite infecții virale suportate în copilărie pot avea consecințe pe termen lung și pot fi cauza infertilității. Dumneavoastră ați menționat că se lucrează asupra regulamentului, dar deja se știe câte centri va avea drept de a presta așa servicii. Da, centrele sunt cunoscute. Spuneam că se lucrează asupra regulamentului. Chiar săptămâna viitoare el va fi aprobat și făcut public și deja va exista o instrucțiune clară pentru cupluri ce trebuie să facă. Actualmente, Republica Moldova, asemenea servicii prestează câteva centre private. Noi le cunoaștem, ele sunt 4 la număr. Vorba va fi despre parteneriat public-privat? Nu va fi vorba despre parteneriat public-privat. Statul va cumpăra servicii de la cei care le pot oferi. Având în vedere că există 4, cel puțin informația care o aveam eu recent, 4 centre care pot să ofere acest lucru, nu este logic statul să investească în unul public, ori noi vorbim despre libera alegere din partea pacientului a locului unde să aibă loc această procedură. De aceea, după aprobarea regulamentelor, după identificarea de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, care este bugetul și câte proceduri vor putea fi asigurate în acest an, aceste centre vor fi finanțate, vor fi contractate de către companie și cuplurile, în momentul în care vor primi decizie din partea comisiei că vor beneficia de o fertilizare, vor avea dreptul să aleagă în care din aceste centre vor să facă procedura. Aici vreau să fac o precizare. Toate cuplurile și acești prestatori vor fi puși în situația în care să demonstreze că
medicamentele pe care le-au folosit concomitent pentru această procedură sunt importate legal în Republica Moldova, sunt autorizate și pacienții vor prezenta bonuri că au achiziționat legal aceste medicamente. Este o măsură în plus pentru a ne asigura că și pe partea de medicamente s-a păstrat calitatea. Eu vă mulțumesc pentru răspunsurile, dar din păcate timpul emisiunii deja noi am epuizat. Sper că să mai găsiți cel puțin peste o lună încă 30 de minute pentru noi. Doamne, mie să vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns astăzi la întrebările noastre și, doamnelor și domnilor, ați vizionat un interviu în exclusivitate. Pe curând. Tăcere bună!